Se trage din toate direcțiile, iar combatanții se simt exact ca pe un veritabil câmp de luptă. Totul se întâmplă pe un teren de airsoft din apropierea municipiului Târgu Jiu, iar armele folosite sunt replici foarte convingătoare ale celor reale. Replica pe care o am eu este o replică după M4 american, modificată de mine pentru stilul DMR, adică Designated Marksman, în sensul că este un luptător de la distanță. Nu nivelul de sniper, dar este o distanță mai mare decât echipa de asalt, deci prima linie, să zic așa. Posta fermă de porci de la Iezureni a devenit câmpul de luptă perfect. Pasionații din 5 județe învecinate Gorjului s-au luptat ore în șir. În total, 50 de participanți s-au înscris la concurs. S-au format două echipe. Competitorii din Vâlcea, Gorj și Dolj și-au luptat împotriva celei formate din Hunedoara și Mehedinți. Este un joc așa mai de copii mari, să zic așa, cu replici ale armelor. Așa vom organiza un scenariu de luptă, să zic așa, pe teren, terenul acolo undeva în spate. Suntem împărțiți pe două echipe și mai departe dăm drum așa la fiecare la imaginația lui pe teren. Câți participanți? Astăzi suntem 55 de participanți în toate cele 5 județe, cam fiecare undeva la 8-9 jucători are fiecare județ și încercăm să dezvoltăm, să zic așa, sportul ăsta, că de fapt e un sport, la nivel național se încearcă să organizeze și o federație. Și ușor, ușor încerc să ajungem de fapt la numărul de 100. Am mai jucat cu niște pușculițe în copilărie și acum trecem la ceva mai, un pic mai serios. Care e cea mai importantă regulă? Fair play, clar, deci nici nu se discută. Fair play. Jocul ăsta se bazează pe fair play. Nu poți să faci niciun sport dacă nu e fair play, dacă nu ești făcut să faci lucrul ăla. Ce meserie aveți în afară acestui joc? Inginer. Inginer. Fiecare avem alte meserii. Prea puțin sunt militar de carieră. Riscul de a fi rănit este minim, pentru că gloanțele sunt înlocuite cu bile de plastic de 6 mm. Fabian este polițist. Nu renunță la pasiunea pentru arme nici în timpul liber. E periculos jocul ăsta? Nu e deloc periculos. Se bazează pe niște reguli destul de stricte. Există un regulament aprobat la nivel internațional, pe care bineînțeles că îl transformăm pentru nivelul nostru de joc. Jocul în principiu se bazează pe fair play, dar sunt niște reguli destul de stricte, tocmai pentru protecția jucătorilor, ca să nu se întâmple diverse accidente. De cât timp practic? Eu sunt mai nou, să zic așa, în joc, de aproximativ un an și ceva. Ce meserie ai tu în afară acestui joc? În Ministerul de Interne lucrez. E undeva tot pe acolo. De asta am, să zic așa, virusul în mine. În fiecare respons sunt ceasuri și cărți, mm-hmm. Da? Care zice te afli aici. La fiecare 10 minute ieși de acolo, da? Da, mai departe. Ei trebuie să transporte actele, numai pe verde, da? Unii dintre participanții la confruntările de pe terenul de airsoft investesc sute de lei ca să se descurce cât mai bine în fața inamicului. Regulile jocului foarte simplu. În primul rând, nu se intră pe teren, în momentul în care ajungi la teren, nu se intră fără echipament. Deci asta e o regulă prioritară. După care sunt niște reguli ale airsoft-ului, cum ar fi respectarea fiecare replică de o anumită viteză și mai departe sunt niște distanțe pe care trebuie să le respectăm. Ăștia sunt regulile cele mai prioritare, adică în momentul în care intrăm, să zicem, distanța aceea minimă, nu mai avem voie să tragem. Mai departe nu avem voie să scoatem, să zicem, replica după un col, să tragem până nu vedem sportivul, tragem numai la corp, adică nu încercăm să dăm la față, încercăm să evităm astfel de lucruri. Competiția este și un maraton de rezistență pentru participanți, pentru că jocul s-a încheiat după mai bine de 4 ore. Airsoft-ul este un sport ce presupune multă mișcare și pune accent pe dezvoltarea spiritului de echipă, pe rezistență, seriozitatea și disciplina participanților. La mai bine de un deceniu de când a ajuns în România, comunitatea Airsoft numără mai mult de 5.000 de membri.